dimineața, Maria. Tu ești prima care îl va vedea pe Papa Francisc pe pământ românesc. Spune-mi cum te simți, cum este atmosfera și cât de repede merg pregătirile, pentru că mai este foarte puțin. Bună dimineața! Nu cred că sunt eu prima, să știi, cred că Mădălina Iacob o să fie prima, pentru că ea este colega noastră care este împreună cu Papa Francisc în avionul care va decola, așa cum spuneai, în aproximativ o oră din Roma. 11:30 de minute este ora la care este programată aterizarea aeronavei Alitalia, care îl aduce în România pe Papa Francisc și pe cei care vin împreună cu Papa la București. Va fi așteptat, așa cum spuneai, de către președinte Klaus Iohannis și de către soția sa, Carmen. Lucrurile par să fie destul de aproape de finalizare din punct de vedere al pregătirilor aici pe aeroportul Henri Coandă. Covorul roșu este deja instalat, este acoperit deocamdată pentru că prognozele meteo, ați văzut și voi, nu sunt cele mai optimiste pentru ziua de astăzi, ceea ce este important și pentru cei care vor dori să îl vadă pe papă, pentru că, spuneam, sunt anunțate ploi, furtuni și chiar și grindină în capitală. Până la această oră lucrurile stau destul de bine din punctul acesta de vedere, dar cu siguranță ziua ne poate aduce fel de fel de surprize. Vorbeai despre cele trei zile pe care Papa le va petrece în România. Sunt într-adevăr trei zile extrem de pline de semnificație și extrem de pline de momente care vor schimba cu siguranță și o parte din istoria românilor și, să sperăm, și din mentalitate. Mergem împreună este sloganul sub care vine Papa în țara noastră și este poate unul dintre momentele în care cu toții ar trebui să ne gândim că ar trebui să lăsăm la o parte ceea ce ne desparte și să vorbim mai degrabă despre lucrurile care ne pot aduce împreună. Ziua de astăzi în București va fi în felul următor pentru Papa Francisc. Pleacă de aici, de la aeroport, merge spre Palatul Cotroceni și așa că cei care doresc să-l vadă pot să se așeze pe traseu prin Bulevardul Chiselev, pentru că acolo este posibil să salute mulțimea. Merge, spuneam, la Palatul Cotroceni, are o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis. Primirea va fi una la nivelul unui șef de stat, dar fără imn, din câte am înțeles până în acest moment. Ulterior va avea și celelalte întâlniri programate la Palatul Cotroceni. Va merge la Anunțiatura Apostolică de pe Schitul Măgureanu. Acolo va fi casa sa pentru următoarele trei zile cât se află în țara noastră. Se va odihni în această după-amiază, după care va merge la Catedrala Mântuirii Neamului pentru întâlnirile cu preoții ortodoxi și momentul culminant, să spunem, al zilei va fi slujba de la Catedrala Sfântul Iosif, programată să înceapă în această după-amiază. Acestea fi momentele importante. Suntem aici, urmărim ce se întâmplă, vă ținem la curent, vă spunem care sunt cele mai interesante și mai importante lucruri pe care trebuie să le știți despre papă. Este unul dintre cei mai iubiți șefi ai Bisericii Catolice din probabil din toate timpurile. Citeam zilele trecute că la Copacabana, de exemplu, a fost așteptat de 3,5 milioane de tineri în ploaie. Cu siguranță nici pe noi nu ne va împiedica ploaia să fim aici și să vă spunem tot ceea ce e important. Cu certitudine.